Asta e 70 de grade, decât ăsta aici, l-am aflat mai devreme. Da. Asta e tot 70 de grade. Și în sfârșit, mai acele, mai este un unghi. Vrea și unghiul F-O-E. F-O-E. E congruent cu B-O-C. Cu B-O-C. Că sunt 80 de grade. Deci o pus la vârta, tot aceeași motiv. Da. Și el zice și justificație. Justificația de compus la vârf. Da, pe baza acestor axiome, spunem, că sunt unghiuri congruente, compuse la vârf, deci totul a ieșit perfect. Hai să vedem teza așa, să o discutăm așa în ansamblu cu ei, cu puncte de vedere. Uitați-vă la început și spuneți care vi s-a părut mai interesant. Discutăm o discuție din perspectiva voastră ca elevi. Primul a fost acel lucru. Exercițiul 6 mi-a plăcut. Dar primul, hai să vedem acel lucru. Primul a fost exercițiul cu putere, de acolo a fost mult calcul, să știm. Da. Deci să știm toate operațiile cu putere. Da. Dar mie s-a părut interesant să știi că tot acolo au dat parcă 2 la 98, 2 la 98, 2 la 98 de 4 ori. Da, da, de 4 ori. Și în final au dat 1 toate chestia. Da. Oricum a fost interesant, chiar foarte interesant. După la 2, 5 să divide pe 3 la 20 plus 3 la 22. Da. Și acolo a fost capcana aceea, că trebuia să... un factor comun. Da. Și după ieșea 2 ori 5, adică era multiplu de 5. Da. La 3, cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun. 4x3y să divide pe 18, adică și pe 2 și pe 9. Analiza atenta tuturor variantelor a fost interesant acolo. Da. Da? Deci găsim cele 6 numere în final. La 5, ABC se împarte la 18, de restul 45. O, frumos și ăla. Da. Este un model clasic de ieșițiu. Da. Știți să compuneți și voi astfel de ieșiții. S-a avut în vedere faptul că diferența dintre împărțitor și rest aceeași de 3. Observație foarte importantă pe care a făcut-o Darius când... Da, minus 3. Deci minus 3 acolo, lucru important era să sesizăm că... Nu se împărțea exact și lângă restul care putea să pună acolo. Da. Se părțea părțile exacte la numărul respectiv. Și faptul că mi-am dus sau multiplicat 2 sau 3 până când am ajuns la numărul de câte cifre? De 4. De 4 cifre. Da. 6 exercițiul ăla suplimentar. Da, ăla a fost mai. Ăla a fost cel făcut cel mai tare, nu? Da. Divizorul a două numere este 18. Suma este asta, descurcați-vă, voi găsiți pe A și pe B. Da. Și fapt, asta e lucrul cel mai spectaculos de menționat. Că ce 1 și ce 2 sunt prime între ele. Da. Când am ajuns la varianta ce 1 plus ce 2 se facă 9, mă amintiți? Dar dacă nu aveai pusă condiția ca să fii prim între ele, nu făceai selecție. Ci mai toate variantele acolo și era greșit. 7 suplimentul unui ochi, complementul la 8 suplimentul. Asta a fost ușoare. Ce s-au urmărit aici? Dacă știți... Știm ce suplement și complement. Complement. Și dacă știți să faci scăderea... Grade. Și dacă nu ai, te promuți, transformi în minute, secunde, nu? Cam asta o să fie. Nu au problemă. Eu am sentimentul că la geometrie nu au fost decât niște probleme mai ușurele, nu v-au pus într-o dificultate mare. Dovadă că geometria acum a vorbit și că, în general, elevilor se creează un sentiment de panică, așa, că nu au siguranța când s-a pus de probleme geometrie. La geometrie a fost mult mai ușor. De data asta a fost mai la îndemână. Da. Nici n-a ridicat și tacheta, că am văzut destule probleme și aici frumoase. Când găseau o relație între unghiuri acolo, se traducea totul dintr-o parte, nu e chiar la îndemână. Eu cred că a fost o teză de nivel bine gândită. Poate doar o singură observație, prea puțină geometrie.
Da. Deci dacă aș fi avut, aș observa ceva... Aș fi mai multă geometrie. Da. Mai bine. Așa, da. Subiectul interesant. Așteptă cu rezultatul. Da. Sper să fie un rezultat frumos. Și eu. Și eu mai rămân cu Darius un pic, nu? Darius mai. Nu mai? Și ce probleme mai? Trebuie să mă duc la... Ai karate sau ce? Mergi pe karate. Bun. Atunci... eu ce să vă zic, de acum cred că vacanțe pe multe, nu? Da, da. Mâine, poimine, nu mai stăm... Da. Am făcut neapărat să vezi subiectul ăsta, nu mi-am făcut spate, da. La vrea de avea. Crăciun fericit! Da, sărbători! Mă sun dacă v-am dar pentru că ne ducem pe vacanță. Și zilele astea, bine, vă mai da, așa, am înțeles, da. Bine că mi-am amintit că...